Ok, nu credeam că o să fac asta, dar am văzut videoul lui Flow cu I Hate Pink, este un prefăcut, bla bla bla. Bun. Acum o să spun părerea despre unii oameni care iau prea în serios faza cu opinia. Adică, ei iau opinia ca un fel de jignire, batjocură și nu mai știu ce e mintea lor de mintea aia lor goală. Adică stai un pic, frate. Tu nu, hai să. Aia ne înjură pentru că ne spunem opinia despre Pink, opinia noastră personală și proprie. Ne înjură pentru asta. Bine, nu zic că eu am făcut asta, mă refer la ăștia noi care ne exprimăm opinia. Nu neapărat despre Pink, mă refer la despre alți YouTuberi. Vi s-ar părea normal ca unul să-și spună opinia despre un YouTuber care mie îmi place foarte mult și eu nu sunt de acord cu ea, să-l înjur? Voi crezi că i-ar conveni? Eu nu cred. Deci, părerea mea este că să nu credeți că orice opinie înseamnă o batjocură sau o jignire asupra cuiva sau un fel de atac. Nu. O opinie înseamnă că îți spui părerea despre el. Că nu la toată lumea trebuie să ne placă de un singur YouTuber. De exemplu, îmi place de PewDiePie, dar de exemplu, nu prea îmi place Nova sau Tabascus. Și e apreciat de foarte multă lume. Și asta înseamnă că trebuie să-l înjur pe Tabasco sau pe Nova sau să le dau dislike la fiecare video? Nu. Nu îmi place, nu mă uit. Dar dacă cumva mă plictisesc și am chef să mă uit la ei, văd așa, mai amănunții să zic. Dar asta înseamnă, asta e părerea mea de fapt despre opinie. Adică în România opinia e luată drept ca o jignire sau o înjurătură adresată cuiva. Și asta și mă gândesc. De ce încă stau în țara asta de proști care nu gândesc și care stupești în spatele monitorului sau în fața calculatorului, să zic mai bine. Ok. Să zicem povestea asta. Merge un băiat de 10-11 ani până la magazin. Și aude și el aude de la niște ăștia de 14-16 ani că îl jignesc pe Pink, să zic. Hai să nu luăm pe Pink, apoi mă înjură toată lumea. Să zicem că îl jignesc pe unul care are 6.000-7.000 de abonați. Și bineînțeles că chelul ăla de 10-11 ani îi place de YouTuberul ăla. Și aia de 14-16 ani tot spun că e varză, e cel mai tâmpit om din lume. Bineînțeles, copilul ăla de 10-11 ani se va aduce nervos să le spună câte vreo două și apoi, după scandal, spital. Pentru că ăia de 14-16 ani se vor înfuria și îl vor bate. Dar voi ce credeți? Că îi joacă? Nu, deci pot să existe cazuri din astea. Și nu numai în legătură cu YouTube-ul. Și în lumea reală. Despre, nu știu, muzică să zic. Sau despre altceva. Țineți minte cazurile de la știri în care unii elevi au fost înjunghiați în fața școlii? Atât de periculoasă poate fi România. Deci să nu credeți că dacă stați în fața calculatorului o să fiți în siguranță. Pentru că o să fiți oriunde în pericol în România. Pentru că drăguța noastră de Românica nu poate fi civilizată, nu poate fi mai civilizată decât Somalia. Și e striburi pentru numele Dumnezeu. Somalia e mai civilizată pentru că triburile sunt foarte unite. România unită! Ha! Bancul zilei. Spui că România e unită, exact ca și cum ai spune că, nu știu, Germania e ca și Somalia. Deci atunci poți să spui că România e unită, când Germania e la fel de săracă ca și Somalia. Atunci poți să spui că România e unită. Că, după părerea mea, România nu e unită deloc, în niciun fel. Nici muzică, nici jocuri, nici vloguri, nimic. Pentru că tot timpul o să existe retardați care să comenteze aiurea și să dea dislike aiurea. De ce? Hai să enumerăm motivele. Invidie,
Ofticare, frustrare, no life-uri, ce să le faci? Adică, frate, trăiește viața, trăiește clipa, carpe diem, dacă știe cineva la tine ce înseamnă, trăiește clipa, să zic. Treci pe asta, dacă te uiți la un video și nu-ți place, e normal să dai dislike, dar să dai un comment și să-l înjuri pe ăla care au făcut video, asta deja mi se pare o prostie. Adică, care era rostul înjurătorii? Că eu n-am înțeles-o. Ți-a făcut ceva personal? Te afectează cumva, îți afectează cumva viața? Pentru că eu nu cred, părerea mea. Credeți că eu mă duc, de exemplu, la Pink și îl înjur că nu-mi plac videorile lui? Nu. Mă doare fix în cot de el. Poate să facă ce vrea. Pe mine nu mă interesează. Nu e treaba mea. Facă ce vrea. Nu e treaba mea. Ok? Am stabilit asta. Eu n-am nicio treabă cu el. Adică, poate să facă ce vrea. Atâta timp cât nu mi-afectează... Ok, asta sună un pic ciudat. Atâta timp cât viața nu mi este afectată de videourile lui, eu sunt ok. Deci, n-am nicio problemă. Și așa ar trebui să gândească toată lumea. Dar în România, bineînțeles, o opinie nu poate fi respectată. Trebuie înjurată. Ah, și faza cu respectarea unei opinii sau susținerea unei opinii. Păi, fraților, a respecta o opinie nu înseamnă a fi de acord cu ea neapărat. Nu. De exemplu, poate cunosc eu pe cineva căruia îi place să zicem... Să zicem că eu cunosc pe cineva căruia îi place foarte mult Minecraft-ul. E foarte bine. Na, mie nu prea îmi place așa mult. Foarte bine dacă îi place foarte mult Minecraft-ul. N-am probleme cu asta. E opinia lui. Eu îi respect. Cu toate că nu... De fapt, ar trebui să fiu de acord cu ea. Pentru că e opinia lui personală și proprie. Că văd că în România, dacă nu gândești ca un robot și nu gândești ca... și cum ai fi hipnotizat... Ești dat naibii. La fel și faza cu YouTube-ul. Ca să crești în YouTube, pe YouTube în România, trebuie să ai următoarele... Trebuie să faci următoarele etape. Să faci videouri cu Minecraft, să fii pupincurist, să tăci pe promovări și așa mai departe. Până când ajungi la un moment dat când ai parteneriat și deja devii un retardat. Din păcate așa e România. Nu vreau să jignesc sau ceva, dar ăsta e adevărul. Deci nu vreau să jignesc, dar eu asta am văzut. Eu asta am văzut, am auzit, am citit și așa mai departe. Ce să fac dacă majoritatea românilor fac YouTube pentru parteneriate? Nu-i vina mea. Nu eu le-am spus că YouTube e ca să faci bani. Adică părerea mea este că YouTube ar trebui să fie făcut în plăcere, nu din bani sau nu mai știu ce, popularitate sau like-uri sau vizualizări. Asta nu mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează să mă susțină cineva. Deoarece toată viața mea am fost susținut doar de familie și de câțiva prieteni. Nu am fost susținut de nimeni altcineva decât voi pe YouTube cel mai mult și de familie. Și de asta fac video-uri pe YouTube, pentru că lumea mă susține și simt o stare din aia care mă încălzește sufletul, să zic. Stare din aia, poți să spui că e euforică, pentru că euforie înseamnă ceva fericire din asta, extazie sau nu știu cum e. Fericire din asta, dintr-o dată. Pe mine mă face fericit să fac video pe YouTube, deci să văd susținere din partea voastră, mi-e de ajuns motivul să fac video pe YouTube. Ca alt motiv nu ar exista. Ok, am parteneria cu Social Blade. În mod normal, dacă aș fi făcut asta pentru bani, aș fi făcut un alt canal, sau poate 50 de canale, și aș fi făcut toate pe Machinima. Nu, asta ar însemna să fac pentru bani. Ce să și faci? Acum, eu mi-am spus opinia față de un subiect, sau poate de mai multe subiecte.
Asta e. Nu uitați, ce vă cer eu este susținere, adică like, subscribe și comment dacă doriți. Și nu uitați, puteți să mă adăugați în contacte pe Skype. Cereți-mi adresa de Skype și eu vă dau pur și simplu. Și poate dacă vreți să mai vorbim. Deci eu numai susținere și prietenie aș avea nevoie pentru YouTube. Altceva nu am nevoie de nimic. Susținere, prietenie. Ok, asta a fost și pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like, comment, share, subscribe. Și ne revedem data viitoare cu ce avea chef să facă, nu prea am timp. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere!